ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem în această perioadă și noile reguli pe care elevii vor fi obligați să le respecte începând cu anul școlar 2024-2025, reguli care până una alta țin și de bunul simț, țin și de anumită conduită pe care ar trebui să o aibă atât timp cât sunt la școală, un comportament care se va reflecta ulterior în ceea ce înseamnă viața de adult pe care o vor avea. Depinde acum de fiecare cum alege să aibă acest parcurs prin viață. Profesorii vin în sprijinul lor și părinții, sunt convinsă că fac acest lucru și încearcă să-i îndrepte către o cale cât mai corectă, să spunem, în ceea ce privește comportamentul pe care îl adoptă tinerii și toate regulile pe care până la urmă ar trebui să le respecte. Toate vin în sprijinul acestor tineri, în sprijinul copiilor și astăzi vom discuta despre noile reguli, vom discuta despre ce va fi interzis în școli și ce nu și care vor fi consecințele pe care aceștia le vor suporta în cazul în care nu le vor respecta. Alături de mine astăzi este doamna profesor dr. Maria Ștefănie, inspector general școlar al județului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru această oportunitate de a transmite informații de interes general, în special pentru elevi și părinți, acum la început de an școlar. Început de an școlar, cei drept cadrele didactice de astăzi au început, au revenit la școală. Elevii mai au puțin de așteptat, mai au o săptămână de vacanță, o săptămână în care au timp să se pregătească sufletește, în primul rând, pentru ce o să urmeze și, de ce nu, poate vor mai răsfoi, cine știe, vreo carte, mai citesc puțin acum pentru a se pregăti mai bine pentru școală. Noul an școlar vine cu noi reguli, deși unele dintre ele au fost cumva, dintotdeauna au existat în unitățile de învățământ din întreaga țară, altele nu au fost poate respectate, unele au fost așa cum trebuie să fie. În acest an însă există modificări. Modificări care vor avea și consecințe în cazul în care ele nu vor fi respectate. S-a discutat foarte mult, în special în mediul online și nu numai, despre acele săli de detenție. Așa au fost ele denumite, care au stârnit foarte multe, să spunem, reacții negative din partea părinților și a elevilor și a unor profesori. Aș vrea să începem discuția de astăzi cu aceste săli. Ce înseamnă ele de fapt? Cine vor fi cei care vor ajunge în aceste săli și care vor fi urmările, care vor fi consecințele? Da. Pentru început, vă rog să-mi permiteți să urez mult succes tuturor cadrelor didactice, tuturor elevilor, preșcolarilor și părinților. Cu toții să aibă parte de un an școlar 2024-2025 plin de satisfacții, de împliniri, sigur cu rezultate pe măsura muncii depuse și a efortului depus. Într-adevăr, avem foarte multe noutăți legislative, pentru că începând cu acest an școlar, avem un nou regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și un nou statut al elevului. Sunt documente legislative care au fost aprobate, realizate și aprobate ca urmare a modificării legii, vorbind de legea învățământului preuniversitar 198 din 2023. Prin urmare, aceste documente le așteptam încă de anul trecut. Iată că le avem și vreau să vă spun că toate prevederile, atât din nou regulament, cât și din statutul elevului, au fost gândite de legiuitori, astfel încât să îmbunătățească atmosfera din toate unitățile de învățământ, să creeze premisele pentru a realiza servicii educaționale de calitate, să avem o atmosferă optimă de învățare, predare și evaluare pentru toți elevii. Deci trebuie să vedem partea bună și este extrem de important să cunoaștem toate aceste prevederi întâi și pe urmă să le aplicăm cu toții. De aceea,
La nivelul județului, vreau să vă spun că am avut mai multe ședințe. Chiar astăzi am avut o ședință cu toți directorii, directorii adjuncți, precum și consilierii educativi, au fost invitați la o ședință la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Unul dintre punctele de pe ordine de zi a fost prezentarea elementelor de noutate din aceste documente legislative. Bineînțeles că și în acest an școlar am avut alături de noi invitați din partea instituțiilor partenere, este vorba de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, Inspectoratul de Jandarm Decebal Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara, Agenția Națională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog din Hunedoara, Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara, Serviciul de Sănătate Publică Hunedoara, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional de la Alba Iulia. Am avut reprezentanți care au venit cu informații extrem de importante pentru toți colegii noștri și cu acest prilej le mulțumesc pentru disponibilitate și pentru sprijinul acordat. Cu toții dorim să asigurăm un mediu sănătos în toate unitățile de învățământ, să avem toate unitățile pregătite corespunzător pentru reluarea cursurilor, care va avea loc pe data de 9 septembrie. Deci, iată, avem această săptămână, să spun așa, o perioadă în care facem ultimele pregătiri, de asemenea vom face și activități de monitorizare. Mă bucur că ați început cu acest subiect, așa vehiculat în spațiu public, sală de detenție, în regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, nu există un asemenea termen. Deci, se vehiculează în spațiu public, dar nu îl regăsim în prevederile legislative, ci vorbim de o încăpere, un spațiu din fiecare unitate de învățământ, unde elevii care deranjează ora, care nu respectă normele de conduită din timpul activităților didactice, sunt invitați de către cadrele didactice să desfășoare anumite activități în spațiul respectiv. Atenție, spațiul respectiv poate trebuie să fie supravegheat audio-video, iar elevul va primi anumite sarcini de lucru. Este supravegheat doar audio-video sau va fi în acea sală și un profesor, va trebui un să psiholog, fie... poate, un specialist? Este ideal care... să fie un consilier școlar, un angajat al unității de învățământ care să supravegheze conduita și comportamentul elevului și sigur să-i ofere sprijin. Eu sunt de părere că toți acești elevi trebuie să aibă parte de anumite întâlniri și discuții cu consilierii școlari, însă știm foarte bine că aceste ședințe individuale se pot realiza cu acordul părintelui. Însă când un elev în mod repetat deranjează și nu se integrează, nu își poate concentra toată atenția spre activitatea didactică. E clar că are nevoie de sprijin în primul rând acest copil. Deci nu trebuie să-l etichetăm într-un fel sau altul și nici nu trebuie să știu eu imediat să atragem asupra lui oprobiul din partea colegilor, ci trebuie să intervenim cu sprijin, cu ajutor. Da, pentru că de aici până la bullying este un singur pas. Exact, din păcate. Și însă este ajutat. O măsură foarte bună care vine în sprijinul elevilor. Deci elevii trebuie să aibă parte de un climat adecvat, de o atmosferă propice pentru a participa activ la activitățile de predare, învățare, evaluare. Deci iată, elevul poate fi invitat de către cadrul didactic care are, predă disciplina respectivă doar în timpul orelor pe care le predă cadrul didactic respectiv, până parțial sau până la sfârșitul orei. Ce se va în timpul acesta timpul va primi fie o lectură suplimentară, fie anumite fișe de lucru sau alte sarcini de lucru în funcție de nivelul de pregătire al copilului, de comportamentul lui, de conduita lui, de alți factori care țin de persoana elevului respectiv. Acest lucru înseamnă că și respectivul cadru didactic care se va afla în acea sală va avea nevoie de o pregătire specială pentru a ști cum să interacționeze cu acești copii? Ideal ar fi să fie consilierii școlari care au o pregătire în acest sens. Avem în foarte multe unități de învățământ și profesori de sprijin. În ultima perioadă să știți că am suplimentat numărul de posturi de profesori de sprijin pentru unitățile de învățământ. S-au și ocupat aceste posturi? Da, s-au ocupat și au o pregătire în acest sens, astfel încât
să îi ofere sprijin elevului respectiv. Este extrem de important dacă nu se există un dialog și o comunicare între cadrele didactice pentru a oferi servicii de calitate tuturor elevilor. Ne e destul de greu să ne imaginăm cum se va desfășura acea oră, acea oră sau poate două ore, depinde de comportamentul elevului până la urmă, în condițiile în care sunt adolescenți, mare parte dintre cei care au aceste reacții destul de agresive, fie fizic, verbal, și am avut atât de multe exemple și în întreaga țară până la urmă, și de obicei opun așa o rezistență atunci când li se întinde o mână de ajutor. Și da, pentru că sunt copii. Este destul de greu să ne imaginăm cum vor arăta aceste ore, care înseamnă o greutate destul de mare și pe umerii celui care îi va coordona, îi va supraveghea. Eu sper din suflet să avem cât mai puține cazuri. Apelăm la înțelegerea elevilor, a părinților. Așa cum spuneam, aceste prevederi legislative vor fi aduse la cunoștința tuturor elevilor și a părinților. Și bineînțeles, vor fi anunțați și părinții atunci când elevul va fi poftit sigur afară da. Din sala sigur de curs? Sigur că da. Vor fi anunțați de fiecare dată când elevul va primi o astfel de măsură. Este o condiție extrem de importantă, esențială pentru a îmbunătăți activitatea didactică, să spun așa, și conduita elevilor. Trebuie să apelăm la părinți, indiferent de situație. Dar atunci când e vorba de comportament, de conduită, de atitudine, putem să îndreptăm lucrul acesta cu ajutorul părinților. Și atunci, chiar dacă nu este, știu eu, o procedură foarte strictă din acest punct de vedere, din experiență vă spun că acolo este cheia, să spun așa, reușitei, apelând la părinți sau la tutorii legali. Ei au un rol extrem de important în educarea și în creșterea copilului și în formarea atitudinii pe care copilul poate să o aibă față de școală și față de profesor și față de colegii lui de clasă. Ce se va întâmpla în cazul în care atitudinea respectivului elev va fi poate zilnic sau în fiecare săptămână acel elev va avea un comportament neadecvat la clasă? Vor exista și alte sancțiuni? Da, sigur, există sancțiuni prevăzute, deci în statutul elevului, dacă este un document public, oricine poate să-l studieze, avem mai multe capitole, deci pe lângă îndatoririle elevilor, regăsim și interdicțiile, dar regăsim și capitol de sancționare a elevilor. Avem sancțiuni, începând cu sancțiuni următoarele: observație individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul, mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ, suspendarea elevului pe o durată limitată de timp conform legii, preaviz de exmatriculare, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ conform legii, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în altă unitate de învățământ conform legii, exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul post-liceal. Toate sancțiunile aplicate se comunică individual înscris atât elevilor cât și părinților categoric, dar este o procedură pe care e obligatoriu să urmăm înainte de a aplica anumite sancțiune. În funcție de gravitatea faptei, de natura faptei, putem aplica. Dar eu merg încă de la început pe premisa de a preveni aceste comportamente. Ideea este nu să ajungem la aceste sancțiuni, ci să încercăm să îi convingem pe elevi, să îi îndreptăm și să nu fim nevoiți să luăm astfel de măsuri. Toate aceste noutăți vor fi comunicate și părinților, probabil în cadrul unor ședințe care vor avea loc la începutul anului școlar. Sunt convinsă că mulți dintre acești părinți se uită și la emisiunea noastră și vor afla astăzi mare parte dintre aceste modificări, dar corect este ca aceste informații, de fapt, să ajungă la fiecare dintre părinți sau tutori legali, cum spuneați puțin mai devreme, și asta vine în sarcina profesorilor să o facă cu siguranță, să îi anunțe și să informeze
corect și pe părinți și pe elevi până una alta, pentru a ști ce au de făcut și ce nu trebuie să facă. Pentru că înainte de a aplica o sancțiune trebuie să fii corect informat, să-ți cunoști și obligațiile și drepturile pe care le ai. Mai ales începând cu acest an școlar, vreau să vă spun că la începutul fiecărui an școlar, în toate unitățile de învățământ, la toate nivelele de învățământ, se organizează aceste ședințe cu părinții pe clasă, dar și pe școală. În acest an vom pune un accent și mai mare pe organizarea acestor ședințe cu părinții și pe comunicarea acestor prevederi legale. Foarte bine ați punctat, este extrem de important ca toți părinții și elevii să fie informați cu privire la aceste precizări. Trebuie să vă spun că... Și aș adăuga eu direct de la sursă, nu neapărat de pe rețelele de socializare, acolo unde informațiile fie se amplifică, fie sunt scăpate poate anumite elemente care sunt esențiale. Așa este și facem un apel personal, îi rog pe toți părinții să își facă timp, să reușească să ajungă la prima ședință din acest an școlar. Este ședința în care se vor comunica toate aceste informații pe lângă celelalte importante pentru copii și pentru părinți, dar elementele de noutate din legislația noastră specifică trebuie cunoscută de către elevi și părinți. Ori, în primele ședințe se vor comunica toate aceste prevederi. Fiecare unitate de învățământ, în conformitate cu prevederile din noul regulament, va trebui să își elaboreze propriile regulamente, printre care și un regulament de ordine interioară, care, sigur că are în funcție de specificul unității, pentru că într-un fel gândim aceste regulamente pentru o grădiniță și în alt fel pentru unitate de învățământ liceal sau unitate de învățământ post-liceal. Regulile practic sunt aceleași, doar că suferă anumite modificări în funcție de vârsta copiilor. De legislația generală și legislația specifică, în baza căreia colegii noștri vor elabora aceste regulamente care sunt elaborate printr-o anume procedură, se aprobă în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, se consultă Consiliul Profesoral, dar și asociațiile de părinți, de elevi, acolo unde este cazul, după care, în momentul în care regulamentele de la nivelul unității au fost aprobate, trebuie obligatoriu să fie aduse cunoștință, la cunoștința elevilor, a părinților și publicate pe site-ul fiecarei unități de învățământ într-un loc evident, vizibil, astfel încât orice persoană interesată să le consulte în orice moment dorește. Un alt element de noutate în acest an prevede ca elevii să nu mai folosească telefoanele mobile în timpul cursurilor. De asemenea, un subiect intens dezbătut, pentru unii a venit așa, ca o mare bucurie această informație, însă alții care obișnuiau, să spunem, să folosească telefonul în alte scopuri decât cele educative în timpul cursurilor, nu a fost primită această informație chiar așa cum ar fi trebuit sau cum au primit-o alții. Acum, eu personal apreciez foarte mult această măsură, pentru că știm bine că în momentul în care orice copil, orice tânăr are un element care să-i distragă atenția de la activitatea la care ar trebui să participe, șansele ca el să participe activ și să învețe sunt mai mici. Ori telefonul mobil clar constituie un element în acest sens și mă bucur că există acum prevederi clare în statutul elevului. Aici este vorba de articolul 15 din capitolul 4 de la interdicții. Avem aici literele G și H, unde scrie foarte clar, nu au voie să utilizeze telefoanele mobile sau orice alt echipament de comunicații electronice în timpul desfășurării orilor de curs, inclusiv în timpul activităților educaționale. Mai clar, telefoanele mobile trebuie depuse la începutul programului într-un spațiu special amenajat în acest sens. Ele în fiecare clasă va exista în fiecare clasă, iar aceste telefoane la sfârșitul programului vor fi ridicate de către elevi. Nu le vor putea folosi nici în pauze? Se
pot folosi atât în timpul orilor de curs și în timpul pauzelor cu acordul cadrului didactic, dar în timpul orilor de curs doar în scop educativ atunci când decide cadrul didactic. Dacă există elevi care nu respectă această măsură... Sau sunt elevi care au două telefoane mobile. Exact. Sau folosesc al doilea telefon, atunci... aparatul respectiv, telefonul respectiv va fi confiscat de către un cadru didactic sau oricare alt angajat al unității de învățământ. Un aspect legal care este prevăzut este în acest prevăzut regulament. În statutul elevului, așa cum am precizat, și va fi restituit la sfârșitul programului părintelui sau tutorului legal. Regulile par a fi destul de clare. Cu rugămintea să nu se repete. Pentru început. Exact, cu rugămintea, pentru început. Mai apoi se da. Aplică sancțiuni și în exact, cazul Exact, se poate acesta. Ajunge și la sancțiune în momentul în care se încalcă frecvent sau în mod repetat anumite prevederi legale, clar, trecem la capitolul de sancțiuni. Dar, repet, aș apela la înțelegere, la bunăvoință, la, știu eu, capacitatea copiilor de a înțelege aceste prevederi și de a respecta până la urmă un regulament. Așa trebuie să creștem, să ne formăm, pentru că și ulterior, după ce vor termina școala și vor lucra în anumite instituții, în anumite echipe, în anumite, știu eu, companii, clar, acolo programul este mult mai strict, disciplina este clară și atunci noi trebuie să-i formăm încă de când sunt mici. Practic să-i învăța să se adapteze exact. Regulilor în primul exact, rând. Exact. Pentru că așa funcționează orice națiune, pe baza unor legi care au caracter obligatoriu. Un alt element de noutate din acest an... vizează vestimentația tinerilor. Vorbim de data aceasta despre o vestimentație decentă, adică nu vor mai avea voie cu pantaloni rupți, cu decolteuri adânci, unghii false, gene false, probabil un machiaj strident, fuste scurte și așa mai departe. Din nou revin și spun că sunt până la urmă elemente de care țin de bun simț, doar că există și anumite derapaje, să spunem, sau din dorința de a etala cele mai frumoase haine, cele mai frumoase ținute, acești copii ajung la cursuri îmbrăcați poate de club uneori, mai puțin de școală. Ce se va întâmpla în cazul acesta? Pentru că lista este destul de generoasă aici la capitolul nu este permisă o anumită vestimentație. Așa este. Vreau să vă spun că și până acum, în vechea legislație, am avut prevederi cu privire la ținuta decentă în unitățile de învățământ, însă, de data aceasta, acest capitol este mult mai dezvoltat, mai bine aspectat, mai clar, să spun așa. Prin urmare, va fi adus la cunoștința elevilor și a părinților și, până la urmă, cred că este binevenită o astfel de măsură. Între elevii și părinții trebuie să înțeleagă că este o măsură care îi va ajuta foarte mult și nu, școala nu trebuie să o confundăm cu alt spațiu, cu altceva, ci să înțelegem că în școală noi oferim servicii educaționale și facem educație. Și atunci trebuie să respectăm inclusiv partea aceasta care ține de ținută, de îmbrăcăminte, de încălțăminte, de, știu eu, alte accesorii pe care în școală elevii nu le pot purta. Și aici vorbim și de acele piercinguri pe care le revedem, le regăsim de fapt la tot mai mulți tineri, fie că vorbim de acele piercinguri în nas, în buză, în orice altă parte a corpului, vorbim aici și despre tatuaje, care de asemenea sunt pe această listă. Așa este. Cei care le au deja vor fi obligați să le dea jos atât timp cât se află la școală. Vorbim de piercinguri, la tatuaje este mai complicat, bineînțeles. Așa este. Acum depinde de la o situație la alta. Ideea este ca de acum încolo, având în vedere aceste prevederi, să încercăm să le respectăm cât putem noi mai bine, cu toții. Și dacă nu le respectă și ajung la școală într-o ținută nepotrivită vârstei lor și locului în care se află, ce se va întâmpla cu acești elevi?
Acești elevi trebuie conciliați și ei și părinții, astfel încât în ziua următoare să înțeleagă că trebuie să-și revizuiască ținuta. Și aici ajungem tot în aceeași zonă în care dacă se încalcă în mod repetat și această prevedere, ajungem tot în partea de sancțiuni. Ori nu aceasta este ideea, ci este faptul că noi vrem să-i îndreptăm pe copii, să-i ajutăm să înțeleagă cât este de important să respecte aceste prevederi și să aibă o ținută frumoasă, decentă. Personalitatea poate să, cum să spun, să și-o manifeste altfel, nu prin ținută, ci prin ceea ce știu și ceea ce pot aplica. Și prin atitudinea pe care o exact, au. Exact. De foarte multe ori nici nu mai contează parcă ținuta foarte mult dacă comportamentul lor este și atitudinea pe care au este unul adecvat. Mulți vor spune că le-ați pus gând rău elevilor, schimbați acum, revoluționați acest sistem de învățământ în ceea ce privește comportamentul lor, bineînțeles. Alții vor spune că deja unele școli, chiar de câțiva ani, au reintrodus uniforma. O uniformă adaptată zilelor noastre, nu mai vorbim de acea uniformă pe care mulți dintre noi am purtat-o cu siguranță alb-albastră și cu acele pătrățele, s-a dus acea vreme, dar în prezent pot fi adaptate aceste ținute, aceste uniforme, modei actuale, să spunem. Iau în calcul sau se ia în calcul și de către alte unități de învățământ reintroducerea acestor deci uniforme? Deci rămâne la latitudinea unităților de învățământ. Eu personal susțin acest lucru. Însă, adică elevul trebuie cumva să fie mândru că este elev al unei unități de învățământ și acea uniformă sau acel semn distinctiv cumva să-l poarte cu mândrie și cu bucurie și să fie ceva reprezentativ pentru toți elevii din școală. Însă, aici discuția este mult mai amplă, este doar o părere, mi-ar plăcea, dar respectăm decizia majorității, să spun așa, și atât timp cât ținuta este decentă și curată și adecvată pentru activitatea din școală, nu este nicio problemă. Lucrurile, în teorie, cel puțin, par a fi destul de simple. Însă regulamentele de ordine interioară, e important ce prevederi au în regulamentele de ordine interioară. Deci fiecare școală practic are această posibilitate de a adăuga anumite elemente în funcție de specificul acelei unități, pentru că, așa cum spuneați, nu putem să vorbim despre o grădiniță, la fel cum vorbim despre o clasă de liceu sau una de profesională, de învățământ dual. Lucrurile sunt totalmente diferite, exact din acest punct de vedere. Specificul activității este altul. Sunt mulți părinți care la un moment dat au ales să plece în străinătate, părinți care probabil chiar primul copil s-a născut într-o altă țară, au studiat acolo, acum aleg să se reîntoarcă în țară. Există programe speciale de reintegrare sau de integrare a acestor copii în învățământul românesc, pentru că au nevoie cu siguranță de sprijin. Pentru unii poate și limba reprezintă o barieră și atunci integrarea lor se face mult mai greoi. Este luat în calcul și acest lucru, acest aspect? Da, mă bucur că aduceți în discuție această temă, pentru că, într-adevăr, în ultimii ani noi ne-am bucurat să observăm că avem din ce în ce mai multe cereri din partea părinților de a înscrie sau de a reînscrie copiii după ce se întorc din străinătate și având în vedere acest lucru, nu este doar în județul Hunedoara această situație. Sigur că în toată țara sunt astfel de solicitări și prin urmare, iată, avem în noul ROFUIP un articol prin care se pot înființa grupe de acomodare pentru elevii români reîntorși în țară. Scopul acestor grupe de acomodare este, sau obiectivul principal, este de dobândirea unui nivel corespunzător de limba română, de comunicare în limba română și de recuperarea decalajelor de orice fel, în funcție de vârsta și clasa la care se află copiii respectivi. Deci, iată, avem cadrul legislativ pentru a constitui aceste grupe și pentru a desfășura aceste activități care să vină în sprijinul copiilor, astfel încercăm să-i
ajutăm să se integreze cât mai armonios, cât mai ușor și să performeze în continuare în sistemul nostru de învățământ. Există diferențe între sistemele de învățământ din diverse țări, știm foarte bine acest lucru. Am avut și cazuri când, să știți că părinții au ridicat această problemă cu privire la integrarea copilului în clase, cadrele didactice nu prea au, să spun așa, avut inspirația sau poate nu au știut întotdeauna cum să acorde suficientă atenție și elevul s-a integrat mai greu. Trebuie să de la început să luăm măsurile care se impun și atunci putem preveni, să spun așa, un anume eșec și putem să-i ajutăm. Ori aceasta este ideea, să îi ajutăm să depășească această etapă și să se integreze frumos în sistemul nostru de învățământ. Acești copii vor putea fi înscriși în aceste grupe doar la solicitarea părinților? Da. Sau dacă profesorul respectiv își va da seama că acel copil nu se integrează tocmai din această cauză și barieră de limbă și așa mai departe, poate să sugereze părintelui ca acel copil să se înscrie în grupa respectivă? Care este procedura? Da, există se realizează o evaluare a elevului, a copilului respectiv și există o comisie constituită în acest sens și sigur recomandarea, dacă se impune, se va face de către cadrele didactice și părintele trebuie să-și dea acordul pentru a participa la aceste activități. Este o anumită perioadă de timp în care trebuie să participe sau în funcție de cum depinde. Se adaptează? Exact, depinde. Depinde de durata, depinde de volumul de cunoștințe sau pe care elevul trebuie să le dobândească. Această grupă nu înseamnă că ei vor fi izolați de ceilalți colegi. Nici într-un caz. Este un element de noutate, să spun așa, în acest regulament și să sperăm că reușim să-l punem în aplicare în condiții optime. Din acest nou an școlar și în ceea ce privește nota la purtare, lucrurile se schimbă puțin, pentru că fiecare modul va avea câte o notă la purtare. Ce înseamnă acest lucru, de fapt? Cu ce se schimbă sau vine în sprijinul elevului? Vine în sprijinul tuturor această măsură, pentru că era destul de dificil, mai ales de când structura anului școlar a fost gândită altfel, nu mai avem semestre, mă rog, am avut trimestre, pe urmă mulți ani semestre și încheiam cele două medii semestrial. Doi ani în care nu am mai avut semestre, ci doar perioada de învățare și vacanțe. Media la purtare s-a încheiat doar la sfârșitul anului școlar. Indiferent de sancțiunile pe care s-au și de-a lungul anului, vorbim totuși de 9 luni de curs, 36 de săptămâni în medie de cursuri, perioada în care se pot întâmpla foarte multe evenimente. Sigur că acestea trebuie consemnate și în documentele școlare, însă acum mi se pare că este o măsură foarte binevenită faptul că la sfârșitul fiecarei perioade de învățare se acordă o notă la purtare fiecărui elev, astfel încât la sfârșitul anului școlar se încheie o medie în acest sens. Cred că este mult mai adecvată această modalitate de a încheia media la purtare. Iată, poate asta va diminua cumva și absenteismul, pentru că și aici sunt probleme, cred că poate fi o toate măsură, da. Județele și abandonul școlar. Așa este, poate fi una dintre până la urmă, măsurile toate aceste care, măsuri exact, ar putea să conducă în această direcție de a mai diminua cel puțin aceste aspecte. Așa este. Și în județul Hunedoara ne mai confruntăm cu aceste probleme, de fapt. Unii dintre elevi aleg să lipsească de la cursuri în mod repetat și nemotivat de cele mai multe ori. Există modificări și din acest punct de vedere? Prevederile, să știți că sunt foarte asemănătoare cu cele din legislația anterioară, în sensul că la 20 de absențe nemotivate se scade un
punct la purtare sau, mă rog, calificativul pentru cei din învățământul primar sau la 20% din numărul total de ore la o anumită disciplină. Însă va trebui să prevenim și astfel de aceste situații. Frecventarea cursurilor este o condiție obligatorie pentru a avea succes în pregătirea lor. Dacă copilul nu vine la școală, nu ai, poți să ai pretenția să ai rezultate. Trebuie să vedem întotdeauna care sunt cauzele care conduc la absențele elevilor și vreau să vă spun că mai avem o prevedere extrem de importantă, faptul că în măsura în care elevii înregistrează mai multe absențe, va trebui să anunțăm și Direcția Generală de Protecție a Copilului și Institut DAS-urile, Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriilor, care va trebui să verifice situația copilului respectiv. Iată, am avut, să spun așa, o colaborare foarte bună și cu DAS-urile din cadrul primărilor și le mulțumim tuturor reprezentanților, însă începând cu acest an școlar, iată, avem câteva prevederi care vin în sprijinul copiilor și una dintre ele este aceasta, să verificăm care este situația neparticipării copiilor la cursuri. Și aș spune eu că vin și în sprijinul părinților, pentru că sunt unii părinți care muncesc foarte mult, poate unii dintre ei au chiar două joburi pentru a putea să-și întrețină copiii, pentru a-și putea să-și întrețină familia și uneori nici ei nu știu ce anume face copilul lor. Din păcate, pleacă dimineața când poate părintele este deja la locul de muncă, se întoarce seara, târziu poate acel părinte și atunci există un interval orar foarte mare în care acel copil e cumva nesupravegheat, să spunem. Acum depinde dacă este un copil de vârstă școlară mică, trebuie să fie supravegheat, dacă este mai mare. Cred că cei cu absențe multe sunt cei mai mari. Cei mai mari, așa este, așa este. Atunci, de aceea, această comunicare între școală și familie și părinți este esențială, este extrem de importantă. Chiar dacă părintele este la serviciu sau prins într-o anume activitate, cadrele didactice trebuie să îi anunțe pe părinți dacă copiii nu sunt la școală. Este obligatoriu. Vedeți că acum avem și avem multe mijloace de comunicare, căi de comunicare. Rapide chiar. Rapide, extrem de eficiente și atunci trebuie să beneficiem de să le utilizăm, astfel încât părinții să fie informați cu privire la participarea copilului la școală, cu privire la comportamentul lui, cu privire la, de ce nu, la rezultatele obținute. Sunt situații în care părintele, nemulțumit poate de măsurile pe care profesorul le ia la clasă, în urma comportamentului neadecvat al copilului, să ajungă la școală și să aibă și el, la rândul său, un comportament neadecvat. Cumva să... Și este normal, orice părinte își apără copilul până una alta, e un aspect firesc, însă uneori este trecută acea limită a decenței, iar profesorul este cumva mustrat de către părinte, mai ales dacă, să presupunem, iată, vor veni cu pantaloni rupți, cu piercinguri, cu o ținută neadecvată la școală și tot profesorul e posibil să fie mustrat de către părinte. Ce se va întâmpla în aceste cazuri? Da. Mă bucur că aduceți în discuție și acest aspect. E foarte important să avem o comunicare și să informăm corect pe părinți. Trebuie să vă spun încă de la început că majoritatea părinților sunt de bună credință. Sunt foarte responsabili, asigură o comunicare extraordinară cu cadrele didactice și nu sunt probleme. Dar avem și situații, sigur că da, avem și excepții, situații în care părinții văd altfel lucrurile. În aceste cazuri, noi împreună cu specialiștii trebuie să îi consiliem pe părinți. Categoric trebuie să le oferim niște servicii suplimentare. Dacă le și acceptă.
va trebui să găsim noi modalitatea prin care să-i convingem, să spun așa, însă avem și alte pârghii, să spun, de exemplu, instituțiile partenere cu care avem o colaborare foarte bună, așa cum am menționat anterior, reprezentanții unităților de poliție, jandarmerie, avem centrul antidrog, Agenția pentru Național împotriva traficului de persoane. Să știți că aceste instituții au o ofertă extrem de generoasă de activități și proiecte care sunt adresate și părinților. Ei, în toate aceste activități încercăm să le transmitem părinților cât este de important să cunoască legislația specifică, normele pe care trebuie să le transmită copiilor și atunci, dacă există această comunicare și părinții vin la aceste întâlniri, la aceste activități, practic sunt categoric, de, șansele să înțeleagă sunt mai mari. Sunt lectorate cu părinții, de educație, da, parentală, să le, exact, spunem. Da. Pentru că, iată, dacă profesorii au nevoie de anumite cursuri, așa pentru este a ști cum să procedeze, elevii participă la anumite cursuri și părinții au și această părinții posibilitate de a participa la cursuri, fie individual, fie împreună cu copilul, nu? Așa se este. Poate și această variantă există. Există, să știți, și astfel de activități în care sunt invitați și părinții și copiii, sunt activități comune în funcție de tema abordată și de modul în care este gândită activitatea respectivă. De aceea, iată, deci avem foarte multe pârghii și extrem de important, dacă avem părinți sau tutor legal care niciodată nu ajung la ședințele cu părinții, la aceste întâlniri, la aceste activități, la fel, împreună cu Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriilor, va trebui să verificăm situația în familia respectivă. Deci și aceste cazuri le putem transmite DAS-urilor din primării, astfel încât să vedem despre ce este vorba, ce se întâmplă. Într-adevăr, nu există niciun membru din familie care să poată să participe sau să găsim o comunicare, o altă modalitate prin care să le transmitem aceste informații, astfel încât să le cunoască. Noi manifestăm toată înțelegerea și avem toată disponibilitatea pentru fiecare părinte în parte. Așa cum ați spus, poate că sunt unii foarte ocupați sau au motive întemeiate, persoane cu probleme de sănătate în familie. Putem să înțelegem toate aceste lucruri, dar atunci găsim o altă modalitate prin care să transmitem aceste informații. S-a discutat de asemenea și despre anumite excepții în care anumiți copii ar putea să studieze online, în format hibrid. Există în noul an școlar prevăzut și acest aspect. Care sunt excepțiile? Pentru că unii poate se vor gândi să fenteze cumva acest regulament și într-adevăr să aibă posibilitatea de a ajunge la școală, însă să nu o facă știind că există și această variantă. Da, această variantă este legiferată, să spun așa, însă nu oricine poate să studieze în online, ci doar acolo unde există motive întemeiate, în special motive care țin de sănătatea copilului sau, foarte rar sunt măsuri de, arest la domiciliu, repet, sunt cazuri rare, dar sunt prevăzute. Pot exista și astfel de cazuri. Deci doar în cazuri foarte bine justificate și întemeiate, care sigur se pot și dovedi. Și în rest, cu prezența fizică. Și nu este pe o perioadă depinde. Așa, la lung. Depinde de situație. Depinde de situație. Pentru că dacă lucrurile se îmbunătățesc, acel copil este obligat să revină la școală, se integrează în colectiv. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și trebuie să discutăm puțin și despre structura noului an școlar, pentru că și aici mai avem unele modificări. Da, nu sunt foarte mari, dar ele există. Nu vă sunt rog. Modificări majore, tot așa și în acest an școlar avem 5 perioade de învățare cu vacanțe, astfel cursurile încep în data de 9 septembrie și se vor desfășura până în data de 25 octombrie. Urmează o perioadă de o săptămână de vacanță. Se reiau cursurile în data de 4 noiembrie,
până în data de 20 decembrie. Urmează vacanța de iarnă. Cursurile se vor relua în data de 8 ianuarie și aici depinde, în luna februarie am avut cele 3 săptămâni puse la dispoziție prin care fiecare județ a ales perioada de vacanță, cum este cunoscută vacanță de schi. Este la alegerea fiecare. Da, în urma consultării directorilor, pentru județul Hunedoara a fost aleasă perioada de vacanță 17-23 februarie. Noi reluăm cursurile în data de 24 februarie până în data de 17 aprilie, urmează vacanța de primăvară. Reluăm cursurile în data de 2 mai până în data de 20 iunie, când se încheie cursurile pentru toate clasele. Excepție de la acest calendar o avem pentru clasele a 8-a, care încheie cursurile pe data de 13 iunie. De asemenea, clasele de terminale de liceu a 12-a, respectiv a 13-a, vor încheia cursurile în data de 6 iunie 2025 și mai există aici o prevedere pentru clasele din învățământul liceal, filiera tehnologică, și pentru clasele din învățământul profesional, cursurile se vor încheia în data de 27 iunie, deoarece ei au și practica de specialitate. Deci, pentru majoritatea claselor, durata este de 36 de săptămâni, mai cu excepția celor prezentate anterior. Și încă o dată, succes tuturor! Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. A trecut foarte repede timpul, dar vă mai așteptăm, deși știu că este o perioadă extrem de aglomerată și de încărcată în aceste zile, înainte de începerea noului an școlar. Vă reamintim, luni, în 9 septembrie, sună din nou clopoțelul pentru câteva mii de elevi în județul Hunedoara, nu? Preșcolari, da, așteptăm elevi. Peste 50 de mii, așa cum am avut și în anii școlare anteriori. Urmează să completăm toate datele în sistemul nostru informatic. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Mult succes le dorim tuturor elevilor în noul an școlar. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!